Oraș în dezvoltare, băieții. Ba, lasă-mă să beau, zis, în pace. Da, uitați aici, primul oraș în care pot să-l urmesc în dezvoltare, să lucre. Uitați, cred că n-am mai văzut orașe comune. Sate, nu nici comune. Uite, trotuar, trebuie în dezvoltare. Să nu lasă trăiți. Vedeți? Prima comună care o văd că cât de cât mai mișcă ceva. În spate, dezastru în spate. Dezastru. Atâta meseria unui primar. Altceva, ce de datorie are el de 4 ani? Ce datorie are el de făcut de 4 ani de zile? În 4 ani ce poate? Că asta e lucrare de un an de zile pe toată comuna. Cu tăcu groc, cu belimanganul, cu bacă nu vine inginerul. Cu 3 oameni. Un an de zile, 3 oameni termină. Da. Uite, prima, nici nu știu cum îi zice, Pârneauga, nici nu mai știu. Da. Cum spuneam, case stânga-dreapta, nici o uliță stânga-dreapta, care să mă arete că ar mai fi o stradă, tot înainte, orășelul în dezvoltare. Trebuie să lucre ceva cu canalele astea, ca să le lăsat afară. Ele, normal să taie, că alea e plastic, să taie și să bagă capac. Nu știu când îl face, dar vor mai face și ei. Așa. Și gata, comuna. Acum e zinea. Cam, să zic că are, n-are un kilometru. Nu, cred că are un kilometru. N-aș putea să zic că are un kilometru, nu. Are de toată comuna. Toată comuna, Pârneaga. Uite, lucră băieții, pune șanțuri, face combinații băieții. Scuță 2, 4, 1, șeful să ia la primarul, 100% primarul și, da, 100% primarul. Ce faci, tati? Ce faci? Ce frumos. Ha, noroc, da, mulțumesc. Da, acum și ieșim din Oreașul, Pârneaga. Se lucră, uite, 3, 4, 5, bun. Să mișcă treburile, să mișcă treburile. Suntem în Pârneaura, în Pârneaura suntem, da, aici suntem, opa, am și ieșit afară, opa, cum ați văzut, băieții lucră, perfect, nu știu până unde au de gând să facă, așa cred că vreau să meargă până în cera sa, să aibă de lucru, că aici s-o cam gătat sacul, satul, asta nu poate să numească nici comuna, dar nici nu scrie pe românești aici, atâta bine ați venit, dar nu scrie, nu indicatorul alt românesc, cum am văzut în toate comunele, este și unul românesc și unul sârbesc. Aici nu este. Na, asta e. S-a gătat satul, băieții, cred că continuă, cred că merg până în celălalt sat. Eu vreau să ajung în celălalt sat, acolo unde e mănăstirea, căci că acolo e apă, acolo e combinații și nu știu ce e pe acolo. Lumea zice, eu vreau să văd despre ce e vorba. Eu vreau să văd despre ce e vorba. Da, asta a fost o filmare scurtă, n-am gândit că așa de mult orașul. Deci în patru, să zic, dacă dădeam drumul mai repede, câte 3 minute, 3:47, ar veni cu 4 minute 50 și terminam tot orașul pe jos. La pas, la pas, așa că. În 4 minute 50 am făcut tot satul. Ce-a fost comună, ei știu. Da, bine că ei se mișcă ceva, cât de cât. Mai vezi că, se mai mișcă ceva. Bine, că aici abandonul nu mă mai arăt. Foste CAP-uri și tot felul de hale și nu vă mai arăt. Lăsăm astea. Da, merg mai departe spre cealaltă localitate, nu știu cum îi zice, cu Z ceva și îmi fac cronometru 7, 5, 3, 6, ajung pe la 6 jumate pe acolo. Am o oră, nu cred că mi-am mai mult până acolo. O 4-5 km. Și să văd despre ce e vorba și să văd poate continuu sau poate rămân. Nu știu, dar eu cam tot așa zic eu și tot timpul mă duc. Până la 9 e mult. Dacă e 5 jumate până la 9, mai sunt 4 ore legere. 4 ore legere de traseu.
Mai ales când e mor, când... Adică ce fac? Mă duc pe căldură și stau pe răcoare. Ce am făcut? Atunci n-am făcut nimic. Păi nu? Chiar nimic n-am făcut. Deci toată ziua am umblat pe căldură și când e răcoare ce fac? Stau la răcoare, îmi bag piciorul. Că nici n-ai unde să stai ziua, mă. Nu prins. De la ora 1 la 3, 4 până vreau să stau, șef, stau vreo 3 ore, n-ai unde să stai, genul ăsta. Ce să fac eu aici, mă? Că te mănâncă mușchi, nici nu poți să stai. Crezi că gata, te pui jos, te curs, te întinzi, ah, cum să nu? Așa cred și eu. Te mănâncă țânțarii mușchile, de capul meu, nici nu pot. Furnicile urcă pe tine. Îți pui cortul. Te înfoci în el, crede-mă, te înfoci. Iese din tine toată untura. Toată untura de porc iese afară din tine. De stai în cort. Da, asta fiind spuse, băieții, ne vedem la următoarea locație. Cum se va numi? Vom afla împreună. Pa, pa!